Bună seara, telespectatorilor M9, Ramona Vintilă sunt. Mulțumesc încă o dată că sunteți alături de noi încă o săptămână. Ca de obicei, domnul Radu Pescar, consilier local, om de afaceri, mulțumesc încă o dată. Bună seara. Bună seara. Marțea la 6:30. Marți, avem întâlnire o lungă fiecare perioadă săptămână. De timp, se pare că tot la marțea la 6:30, cred da. Că asta s-o bateți în cuie până la urmă. Așa este. Într-o vreme era miercuri la 8:30, acum azi marțea la 6:30. Da. Avem și un invitat, domnul avocat Maior, care întârzie puțin, dar o să ni se alăture cu... Vrem să discutăm și cu dânsul. Și serialul nostru favorit continuă, Platoul Cornești. Da. Puteți să ne faceți o sinteză cu desfășurarea evenimentelor privind comerțul de acolo, până acum... Începând cu căsuța da, din pădure sau da, numai cu fiindcă poate sunt și telespectatori care nu au prins toate episoadele din serialul nostru și da. Să refacem o recapitulare, o sinteză, vă rog. Da. În primul rând vreau să spun că eu am intrat în această problematică, să zic așa, pe care o consider serioasă și pe care o consider importantă pentru oraș, din cauza faptului că m-au solicitat comercianții de acolo. Nu m-am trezit singur să mă aflu în treabă, să mă duc să-mi găsesc eu de a îmi spune părerile fără să fiu întrebat. În general îmi spun părerile atunci când consider că este absolut necesar sau că sunt întrebat. În cazul ăsta este implicarea mea la solicitarea cetățenilor și consider că este nevoie de a te implica, mai ales că i-am văzut că sunt necăjiți. Adică sunt foarte mulți de acolo care își trăiesc viața din venitul ăla de acolo. 28 de familii, nici nu știu sigur câte, cred că 28. Da, da, da. Și dintre cele 28 de familii, 8 sau 9 sunt într-o situație foarte... gravă dacă nu îi lasă să-și facă venitul de acolo și nici măcar nu au fost avertizați. Dar să începem cu istorioara. Dacă luăm și căsuța din pădure, da, căsuța din pădure a fost scoasă la licitație și primăria a obținut un preț surpriză de 19.000 de euro pe lună pentru respectivul obiectiv, respectivul restaurant, un preț absolut aberant. E, cu siguranță nu era de plătit și în momentul în care am auzit am fost sigur că nu se va plăti și de asta zic că primăria nu trebuie să facă afaceri, că primăria nu se pricepe, nu și-o ridicat problema casării. Primul lucru, eu ca om de afaceri, ziceam prețul nu este un preț normal, hai să-mi securizez încasarea. Cum se poate securiza încasarea? 1. Se pot emite bilete la ordin avalizate. Ce înseamnă avalizat? Înseamnă că răspunde și persoana cu bunurile proprii pe lângă societate. Dacă societatea nu plătește, răspunde o persoană care își avalizează bunurile. 2. Faci un contract executoriu. Ce înseamnă executoriu? Să nu mai trebuiască să mergi în instanță. Cum merge primăria acum? O mers în instanță, mai merge în instanță până se execută, trece anul, poate trec 2 ani, firma o să-și desfășoare activitatea, o să intre în faliment și primăria o să aibă o mare pagubă. Contractele executorii se fac, ori se fac notariale și atunci este titlul executoriu, îl execuți în câteva zile, sau s-a făcut o nouă găselniță de către Ministerul de Finanțe, dacă îl înregistrezi la finanțe, devine executoriu. Deci poate fi executoriu. O chestiune măruntă pe care oamenii de afaceri, de la un anumit nivel în sus, nu de la foarte mare nivel în sus, nu știu. Adică primul lucru la care te gândești este să-ți iei banii. Că e ușor să faci facturi și să plătești TVA-ul la facturile respective. Dacă nu-ți încasezi banii... Și așa ai o siguranță, da. Nu? Și foarte mulți nu își încasează banii. Primăria nu își încasează banii. Bun. După evenimentul ăsta neplăcut, a apărut o stare de tensiune acolo, generată, cei de acolo zic că generată și de cel care a
administrează căsuța din pădure, e normal, el își încearcă să-și maximizeze veniturile prin, am discutat într-o emisiune, prin mijloace necomerciale. Da. O apărut problema comercianților de acolo. În mai, la începutul mai, primăria, până la începutul mai de anii trecuți, primăria avea un fel de contract de folosința spațiului anual. Și din mai, adică de anul ăsta, au început să facă un contract de folosința spațiului lunar cu aplicarea unor hotărâri de Consiliu care s-au luat anul trecut în aceeași zi, una valabilă pentru zoo și una valabilă pentru spațiile spre desfințare de la ADP, de la Administrația Domeniului Public, care sunt taxe de ocupare a domeniului public. Sunt niște taxe foarte mari, cum v-am mai spus odată, mai amintit, da. 20 de euro pe metru pătrat teren, extrem de mari, care la ADP, la Administrația Domeniului Public, se fac pentru perioada în care se hotărăște eliberarea unui spațiu. Deci se potrivea mănușă pe cazul în speță. Adică oamenii de acolo erau dispuși în momentul în care apare o nouă investiție, mai la anii ăștia, mai modernă, mai ce trebuie, să participe și ei la licitație și să renunțe la activitatea pe care o au. Au și ei un timp în care sunt avertizați, își consumă stocurile, se termină anul, pentru că nu o să intre în licitația și în mobilarea urbană de acolo anul ăsta, și toată lumea era mulțumită. Domnul primar, eu am avut o discuție cu domnul primar, m-a înțeles. Lumea mă condamnă de ce discut cu domnul primar. Noi nu suntem dușmani. Chiar deloc. Noi suntem colaboratori. Eu nu pot să fac nimic fără să mă ajute domnul primar. Și domnul primar nu poate să facă nimic fără să se ajute de consilieri. Corect. Nu înțeleg chestiunea asta în Târgu Mureș, că se duce lupta electorală asta și mai ales lupta asta pe criterii etnice în veci. Dom'le, am terminat campania electorală. Corect. Hai să muncim împreună și hai să dăm drumul trebuie la oraș, să ne mergem pe ce înainte. E important, corect. Domnul primar are atitudinea asta pozitivă față de mine și eu față de el. Corect. N-am nicio problemă. Singura problemă pe care o am eu este în Consiliul Local, în care rămân întotdeauna în cele mai argumentate susținere ale mele, rămân să votez doar eu cu Zoli, pentru restul votează cumva dictatorial împreună ca să mă arate mie cine e șeful. Așa o văd eu. Deci, atitudinea asta mie îmi cade foarte greu și l-a spus-o domnul Bălaș, care a plecat din Consiliul Local, care s-a simțit la fel, a zis, să vedeți cum îi să te simți să argumentezi din toate punctele de vedere o speță în Consiliul Local și toată lumea să voteze împotrivă doar pentru că există un bloc de putere care este UDMR-ul și ceilalți și ei se cudură pe lângă cel cu puterea, deci specific românesc. Stăm lângă cel care are putere și nu-l jignim, nu-l deranjăm, nu. Eu nu vreau să jignesc pe nimeni. Nu vreau să mă bat cu nimeni, dar aș vrea să colaborez. Aș vrea să-i învăț. Nu sunt meserii acolo de manager, nu sunt. Sunt tot felul de meserii. Sunt oameni buni pe meseriile lor, dar nu știu management, după cum ați văzut cu căsuța din pădure, după cum vedeți cu aceste căbănuțe. Da. Ei susțin, pe nedrept, că este ilegal. Eu, ca și director la Asociația Producătorilor de Mobilă din România, care are 403 fabrici, avea pe vremea aia când s-a făcut Codul Silvio 95.000 de angajați, am fost reprezentant al lor la negocierea și la conceperea Codului Silvic.
Așa că sunt foarte acasă cu codul silvic, cu construcțiile în pădure și cu toate chestiunile astea. Noi nu vorbim acolo de construcții în pădure, să fie clar. Corect. Construcția în pădure este în momentul în care defrișez pentru construcția în pădure, în momentul în care poluez cu construcția în pădure într-un anume fel, de nu știu de care fel, că nu-i cazul acolo, în momentul în care sape o fundație și este o construcție definitivă, acolo sunt niște obiecte care vin să pun cu macaraua sau cu orice alt mijloc pe un teren gol, ca și cum se pun, de exemplu, trebuie societățile, să luăm puțină pauză. Dar societățile de exploatare forestieră își pun containere, cabane pentru exploatare forestieră. Ce ar însemna? N-au voie să-l pună în pădure? Nimeni nu-și pune problema asta. Corect. Cum nu se pune problema nici aici. Și după pauză o să continuăm cu toată motivarea. Puțină pauză și revenim. Mulțumesc și telespectatorilor!